un artist uriaș, a fost confirmat la Untold. Mai multe detalii are Edi Chereji. Bine revenit, Edi. Bine v-am găsit. Vine J Balvin la Untold? Da, e adevărat, vine J Balvin la Untold. Probabil o surpriză neașteptată pentru Untold, dar cu siguranță un artist foarte așteptat în România, fiindcă, să nu uităm, suntem latini, ne place să dansăm. E un artist care merge la festivaluri. Hai să spunem oamenilor de ce este atât de special J Balvin. E special pentru că are un palmares aparte, pe lângă faptul că are cea mai ascultată piesă latino de pe YouTube, pe lângă faptul că are o piesă care are 1,8 miliarde de vizualizări pe YouTube. Miliarde. Alea pe care nu o să le facem noi niciodată, deci, alea le are el. Deci Tranquila a făcut prima lui piesă sau a făcut altă piesă? Să mă ia intră tu și studiază puțin problema Șurubel. Da. Între timp să zicem că mai are niște premii care încep cu G. Da, are 3 Grammy-uri luate și e un artist care în ultimii ani a fost la multe festivaluri. A fost și la Coachella în 2019, a fost și la Tomorrowland și anul acesta ajunge și la Untold. La noi în România, în ce perioadă ne bucurăm de Untold? 4-7 august la Cluj, acolo e treaba. Dar până atunci, în 7-10 iulie, să nu uităm și de Never See, care va fi la Constanța. Între timp a devenit deja o tradiție și campania de donare de sânge Blood Network. În ce perioadă se desfășoară campania? Campania a început, e în desfășurare și durează până pe 3 iulie, atunci când va fi ultimul weekend la Constanța. Iar în această săptămână, acest weekend, sâmbătă și duminică, vom fi în București și ne găsim într-o locație nouă. Nu mai suntem în Parcul Herăstrău, ca în anii precedenți, ci vom fi vis-a-vis de Teatrul Național București, în kilometrul zero al Bucureștiului, la universitate. Deci în Constanța și în București putem dona sânge. Dacă o facem, de ce beneficii ne putem bucura? Puteți dona în multe orașe din țară, pentru că caravana merge, se plimbă în mai multe orașe și dacă intrați fie pe Untold, fie pe Never See, găsiți exact orașele în care mergem în caravană. Iar ceea ce vedeți aici e campania specială pe care am făcut-o ieri și astăzi, ca să marcăm și noi ziua donatorului de sânge, care e în 14 iunie, și am făcut o campanie specială doar în București, Galați și Constanța. Puteți să mergeți și încă, cred că mai puteți să mergeți până la ora 1, puteți să mergeți la centrele de transfuzie din cele 3 orașe, donați sânge și primiți automat un abonament pentru Never See. Iar dacă mergeți în campania mare, care durează până pe 3 iulie, veți primi la alegere fie un abonament la Untold, fie un abonament la Never See. După ce am donat sânge, cum intrăm efectiv în posesia abonamentelor? Primiți pe loc, din partea noastră, un voucher care vă spune toți pașii mai departe. Intrați pe site-ul nostru și acolo rezolvăm problema. Mulțumim frumos, Edi Chereji. Abia așteptăm să ne vedem la Untold și la Never See.